Pare că ne întoarcem în 2008 și criza aia nebună de atunci. First Republic Bank doar ce a picat. Caput, da? Vorbeam în martie, în clipurile de atunci, despre cum pică băncile ca muștele. Asta a picat de tot. Și un fun fact, înainte să intrăm în clipul de azi, să vedem ce ne așteaptă, o recesiune, o să ne pierdem toți banii, scoatem banii din bancă, ce facem, da? Azi o să vedem exact. În ultimul deceniu au picat vreo 70 de bănci și majoritatea au fost chestii de-astea regionale, micuțe. Dar toate cele trei bănci care au picat din martie până acum, Silicon Valley Bank, Signature Bank și acum First Republic Bank, toate astea trei aveau asset-uri în valoare de peste 100 de miliarde de dolari. Și ultima oară când a picat o bancă de magnitudine asta a fost în 2008, care se numea Washington Mutual. Și ce vedem în 2023 este a doua cea mai mare cădere bancară din istoria SUA. Cea mai mare fiind în 2008. Știm cazul cu Lehman Brothers, care aveau peste 600 de miliarde în asset-uri. Dar Silicon Valley Bank, 208 miliarde, da? Signature Bank, 110 miliarde. Și pentru First Republic nu am găsit o cifră exactă, dar nu prea contează. Ideea e că au primit vreo 30 de miliarde de dolari. Ca împrumut, cică, în martie de la niște bănci majore, tocmai ca să stea pe linia de plutire. Iar acțiunile săptămâna trecută au scăzut cu 75% într-o săptămână. Deci nu prea cred că stăteau foarte bine cu banii și ajutorul ăla de 30 de miliarde, nu prea a funcționat. O să fac o paralelă aici pentru editorul meu. Chiar îmi zicea. Și ce e super enervant? Că orice formă de conducere se așteaptă ca eu, persoană fizică, să am economii suficiente în caz de un dezastru financiar. Cum ar fi o pandemie care mă oprește din a munci 3 luni. Dar dacă o bancă are o lună proastă și pierde 60 de miliarde, e ok? Așa e economia? Nu, Alex! Nu este ok deloc. JP Morgan o să plătească 10 miliarde de dolari către FDIC, adică Federal Deposit Insurance Corporation. Sunt cei care asigură depozitele astea din bănci, doar că nu și peste 250.000 de dolari. Ca ai și o limită. Poți să-ți dea așa toți banii pe care ai băgat. JP Morgan face treaba asta pentru a achiziționa FRB, adică First Republic Bank. Și o să suporte 80% din împrumuturile pentru case și o să restituie vreo 25 de miliarde de dolari din ce au depus alte bănci în First Republic. Să intrăm puțin în detalii aici, să vedem de ce e important. Și bineînțeles, rămâi până la sfârșit pentru că o să ne uităm și la investițiile noastre, da? Pentru că are sens cu ce se întâmplă pe piață. Ce facem? Mergem cu Bitcoin la 10.000 acum, ne pierdem bani, noi pierdem bani, scoatem, intrăm. În martie, First Republic Bank au primit un flux de cash de la JP Morgan, Bank of America, Citigroup și Wells Fargo. Ah, și Truist. Băncile astea au dat banii celor de la FRB în speranța că o pot ține pe linia de plutire pentru a menține încrederea în sistemul bancar. La fel, Alex, editorul meu, ai încredere, frate, în sistemul bancar? Ce naiba? Nu vezi că băncile asta fac tot posibilul să-ți mențină ție încrederea în sistemul bancar? Și dealul ăsta s-a întâmplat după o întâlnire specială cu secretara trezoreriei, Janet Yellen, care este foarte bine văzută de cei din spațiu cripto și cei din spațiu financiar în general. Hai să-ți repet că poate nu înțelegi. Două bănci mari cad, pică instant, da? A treia are probleme. Statul nu poate oferi bailout-uri. Dacă o să bage lumea în panică, o să trezească lumea exact ca în 2008 și o să scoată toate asset-urile din toate piețele. Așa că nu vor panică. Deci cele mai mari bănci din SUA se oferă să doneze niște bani băncii cu probleme sau băncilor. Totuși, chiar și așa, banca tot pică. Nu crezi că băncile alea au investit în First Republic pentru că sunt mărinimoase? Banca este o afacere. Dacă o afacere dă faliment, alți clienți sau investitori din afacerea respectivă o să-și piardă și ei banii. Așa că cineva va face pe Superman și va sări în ajutor. Bineînțeles, acel cineva are de câștigat. Bine, au fost mai multe bănci implicate. JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, etc. Și îmi place declarația următoare de Moore. Această acțiune care vine de la cele mai mari bănci din America reflectă faptul că au foarte mare încredere în First Republic și în bănci de toate mărimile. Nu sună minunat când încrederea pică, da, pentru că am vorbit anterior în toate clipurile noastre, când făceam o paralelă între spațiu cripto și banii pe care îi avem în bancă? Și știm cu toții că banii aia pe care noi avem în bancă, ăia nu există. Banca îi ia mai departe și îi reipotechează, îi reîmprumută de vreo 10 ori. Și în baza banilor împrumutați primește niște garanții, de exemplu titluri de stat și obligațiuni. Pe care atunci când se pierde încrederea de la mine, da, cel care depozitează banii, pentru că am încredere în banca aia, sau mă rog am avut, dacă eu vreau să-mi retrag toți banii, eu și tu și Alex, încă vreo 200.000 de oameni, banca respectivă trebuie să-și vândă garanțiile alea pe care le-a obținut anterior de la alți indivizi sau corporații sau stat, trebuie să le vândă foarte repede ca să ne asigure nouă banii pe care aveam în cont. First Republic Bank nu a avut cum să mai facă chestia asta. Pe măsură ce s-a pierdut încrederea, pum,
Direct s-a întâmplat odată și într-o săptămână a fost băgată în faliment. Nu știu câte bănci o să mai pice sau dacă o să mai pice și alte bănci. Ideea de bază este că ratele dobânzilor, că asta urmărim noi aici de vreo 6 luni de zile, foarte, foarte în detaliu, ratele dobânzilor de la Fed, care este banca centrală din SUA, care se pare că acaparează din ce în ce mai multă piață bancară. De ce? Pentru că în iulie vor să-și lanseze propria monedă și să elimine competiția asta micuță, să meargă direct la consumatorul final. Mă rog, am discutat chestiile astea, am deviat un pic, las la sfârșit un playlist complet despre jocul ăsta de lichiditate cu du-te vino și cu bani peste tot. Cert este că dolarii în momentul ăsta eliberați noi în circulație sunt mult mai scumpi, da? Asta înseamnă că ratele dobânzilor de la Fed s-au mărit. Asta înseamnă că băncile astea micuțe care ar fi avut nevoie de credite noi de la Banca Centrală nu prea își mai permit să ia bani noi. Și dacă nu-ți mai permit să iei bani noi ca să asiguri oamenii sau firmele sau corporațiile care au depus bani la tine că totul este în regulă și că ai banii aia, băncile astea o să intre în colaps. Până unde se poate duce, poți să pui poza aia pe care ți-am trimis-o cu centralizare. Pare că spre câteva bănci majore și atât, care au început să le achiziționeze pe astea micuțe. Pare că mergem spre o centralizare care nu este bună pentru bani. De-a lungul istoriei am văzut chestia asta. Cine centralizează banii, care sunt un bun de consum extrem de important pentru omul de rând, este ca apa, aerul sau căldura în casă sau internetul mai nou. Cu cât o centralizezi mai mult, cu atât o să existe din ce în ce mai multe probleme de genul ăsta de încredere. Când încrederea pică, am văzut și First Republic Bank, am văzut și 2008, când pică încrederea, nu se mai reface niciodată, ne trebuie un sistem alternativ. Și acum ajungem la preferatul tău spațiu cripto. Sau pe scurt, Caritas, cum îi spun românii. La fel, dacă nu ai studiat Bitcoin, nu ai cum să înțelegi ce am zis în prima parte a clipului și faptul că monedele tale Bitcoin sunt cu adevărat în portofelul tău digital. Atenție, nu pe exchange, dar pe ledger, într-un cold storage. Sau chiar într-un portofel non-custodial. Există portofele de genul ăsta unde poți să ții Bitcoin-ul nativ. Nu este la fel de safe ca un ledger, dar ai înțeles ideea. Ei, și acum să ne referim la preț, că toată lumea stă și se gândește, mamă, mergem la 10.000, mergem la 20.000, mergem la 50.000, la cât naiba mergem, da? Hai să ne uităm un pic, să vedem detalii. Pentru că pe termen scurt toată lumea este agitată. Aș vrea să cumpăr la 19.000 dacă se poate Bitcoin, pentru că la 20.000 este foarte scump. Nu o să conteze în câțiva ani, nu o să mai conteze că ai cumpărat acum la 27-28.000 sau că vei cumpăra la 40.000 sau că scade la 20.000 în două săptămâni și cumperi acolo. Ideea este în momentele astea să acumulezi cât mai mult, pentru că pare că avem nevoie de un sistem financiar alternativ, separat de ăstălalt. Tocmai din cauza lui ăsta, prețul face așa pe Bitcoin și pe cripto în general. Însă, ca să nu mă înjuri, hai să ne uităm la niște targeturi de preț, să te văd cum fierbe sângele. Scădem sau creștem? Ce facem? Uite ce putem să facem. Pentru că aici, practic, era o zonă de bottom. O zonă foarte bună de acumulare. Am făcut 2x până în partea asta, însă nu uita chestia asta. Prețul întotdeauna este dat pe futures, unde sunt de 10 ori mai mulți bani. Când sunt prea mulți care shortează, prețul o va lua în sus. Aici, la fel, și o va lua agresiv. În momentul ăsta, mulți au intrat pe short. Mergem la 10.000, bro! Ăsta este targetul, target realist. E, vor începe shorturile agresive, da? Și unde am putea să mergem cu prețul? Dacă ne place zgomotul pe termen scurt, ne uităm prima dată, de exemplu, pe 4 ore, da? Și vedem aici. Stochastic RSI este oversold, are un double bottom aici, da? RSI-ul este aproape de oversold, încă n-a ajuns în zona asta, deci mai are loc să scadă. La fel, MACD-ul se duce în zona asta de jos, da? Care, istoric vorbind, la fel, a reprezentat o zonă bună de achiziție, unde toată lumea shorta, noi era bine să cumpărăm. Și ghiși ce am făcut? Cumpărat în zona asta, ții minte. E, dacă eliminăm un pic de zgomot și ne uităm pe graficul de daily, aici lucrurile stau un pic altfel, da? Pare că mai avem loc de scădere până în zona asta de oversold. La fel și cu Stochastic RSI-ul, da? Mai avem un pic. La fel și cu MACD-ul, da? Mai avem un pic. E, unde am putea să mergem? Păi sunt niște suporturi destul de clare. Avem odată această zonă, un pic sub 27.000. Dacă mergem mai jos, avem această zonă, da? Între 24.000 și 25.000 și ceva. Putem să mergem oriunde pe aici. Putem să mergem chiar și mai jos și prin zona asta de aici. Dar nu uita, pe măsură ce mergem mai jos și mai agresiv, lumea începe să shorteze. De ce? Pentru că, bro, mergem aici. Aici ai lichiditatea adevărată, da? Și vor shorta mult mai agresiv și după aia piața o să facă exact ce a făcut și anterior. În același timp, pentru că ne uităm foarte mult la jocul de lichiditate, ce face Fed-ul cu ratele dobânzilor? Cât de scumpi o să fie dolarii noi eliberați în circulație? Câte bănci mai pică ca muștele până atunci pentru că nu mai pot să ia bani? Sunt prea scumpi banii ca să-și continue activitatea de business, da? Ia uite, ieri era 80% șansă, acum e 94%, deci pare că o să avem o mărire între 0
și 25 de basis points. Încă o dată. Aici se face forecast pe un range, adică în momentul ăsta suntem la 500 de basis points și piața se așteaptă să mergem spre 525 de basis points. Asta înseamnă că putem să avem și 510 și 515 și 520 și 525. Asta se va întâmpla mâine, pe data de 3 mai, trebuie neapărat să fim atenți, să vedem exact ce vor să facă ei. Și la fel, totul depinde de CPI. Suntem la 5% cu CPI-ul, dar ei vor să treacă cu ratele dobânzilor peste CPI-ul ăsta. Suntem la 5% CPI și 5% ratele dobânzilor, asta înseamnă 500 de basis points. Și pe 10 mai se va declara CPI-ul pe luna aprilie, da? Se declară întotdeauna o lună mai târziu. Și am văzut mai multe forecasturi, unul dintre ele fiind 5,2%, practic să facă un spike CPI-ul în sus. Pe altele vedem 4,9%. Tot ce contează este faptul că la fiecare lună se face un forecast de CPI, iar CPI-ul încă o dată este menit să scadă. Mergem mai jos în următoarele luni, chiar dacă, de exemplu, acum pe 10 mai o să avem un CPI de 5,2%, practic să facă un spike. Este un lucru normal. Este posibil să nu facă chestia asta. Și apoi la următorul FOMC pe 14 iunie să se zică, bă, e momentul să menținem în range-ul ăsta 500-525 de basis points, ceea ce are o probabilitate de 67%. De acum, dacă se întâmplă ceva între timp, se va modifica, dar ne așteptăm la chestiile astea, ține minte încă din iarnă. Și atunci, înainte de FOMC meeting, vedem și aici, în martie, FOMC-ul a fost pe 22, ceva de genul, aici. Înainte de FOMC, cu multe zile, da, vreo 2 săptămâni, Bitcoin a fost în scădere. Ne-a lăsat pe noi să cumpărăm mai ieftin. De ce? Pentru că se preconiza că o să crească doar cu 0,25 basis points și piața a dus după aia, de fapt market makerii, au dus prețul mult mai sus. Acum pare că, tu așa, vrem să scădem un pic. Nu știu dacă o să scădem sau mergem direct mai sus când vine FOMC-ul, habar n-am. Dar dacă ajunge prin zona asta pe aici, unde toată lumea shortează, de ce se așteaptă să mergem aici mai jos, de aici o să bubuim preț. Pentru că suntem în range-ul pe care piața îl așteaptă deja de la Fed. Când ajungem cu ratele dobânzilor de la Fed constante, adică nu se mai măresc, nu se mai scad, rămân în același range mai multe luni, măcar 3 luni, ceea ce și asta preconizăm împreună aici de ceva timp. Din momentul ăla trebuie să fi acumulat deja din zonele astea. Deci prețuri bune încă există, mai ales pe altcoin-uri care nu au crescut, nu au performat destul de bine. E-Gold este iar pe la 40 de dolari. Chainlink a scăzut iar de la 8.60 până pe la sub 7 în momentul ăsta. Sunt unele care încă nu au performat. Când intrăm pe stabilizarea aia, încă nu ai pierdut trenul, da? Uite la clipurile anterioare, îți las jocul de lichiditate, uite la tot. E-book-ul meu Nexum, dacă vrei să vezi mai multe despre făcut bani, carieră, business, marketing, skill-uri digitale, etc., ia-l și pe ăsta, ne vedem în următoarele clipuri.